ați în procesul de voluntariat, începând cu prima ediție care a avut loc în anul 2013. Încă de atunci s-a mers pe principiul că fiecare profesor invitat din străinătate să aibă un fel de îngeraș păzitor care să îl conducă prin Cluj, să fie alături în toate momentele și în orice clipă când are nevoie de el să poată să fie lângă acel profesor. Pentru studenți este foarte important pentru că în cadrul acestui festival observă nu doar partea muzicologică, partea de specialitate artistică, ci intră și se antrenează și în ceea ce privește voluntariatul. Fiecare dintre studenții care vor fi voluntari pe parcursul celor 7 zile de festival vor fi premiați la final cu un certificat de voluntariat și cu adeverință, astfel încât să li se certifice durata pe care au avut-o ca voluntar în cadrul festivalului. Anul acesta avem angrenați 25 de voluntari, care sunt atât membrii ai Asociației Studenților, cât și studenți din toate specializările Academiei de Muzică, de la Facultatea de Interpretare, respectiv Facultatea Teoretică. Mă bucură foarte mult faptul că studenții, în momentul în care a fost lansat acest apel de voluntari, au fost foarte deschiși și au primit cu un succes extraordinar și au văzut foarte bine faptul că festivalul are nevoie de persoane care să dea o mână de ajutor. Este un principiu nou pe care Asociația Studenților îl dorește să îl facă din ce în ce mai bine conturat în Academia de Muzică, astfel încât studenții noștri să participe și la alte evenimente, nu doar susținute în Academie, ci și în Cluj-Napoca. Pentru studenții care vor participa doar ca simpli beneficiari direcți ai cursurilor de maestrie, respectiv ai concertelor, aceștia vor fi răsplătiți totodată cu un certificat de participare pentru fiecare workshop sau masterclass la care participă. Lucru care, evident, este foarte important pentru CV-ul acestora, datorită participărilor în cadrul unor masterclass-uri și workshop-uri de nivel internațional.